Eu văd că spiritele sunt din ce în ce mai încinse, pentru că data trecută nu s-a respectat timpul, nu neapărat din rea intenție, ci pentru că publicul este foarte vocal și atunci este greu să respecti structura dezbaterii. Am venit cu un cronometru pe care cred că a ajutat pe cei care prezintă pentru a avea o oarecare cronologie în această dezbatere. Din nou, domnul Andrei Bolosevici nu a venit, poate ne va face vineri o surpriză și va ajunge, deși nu cred, și trebuie să fac un apel, așa cum au spus și cei care au prezentat, ca oamenii să iasă la vot. Indiferent cu cine votează, trebuie să iasă la vot, pentru că puterea, odată la 4 ani, este a lor. Și asta este situația, asta este realitatea, iar Ploieștiul merită o schimbare. Doamne ajută! Și a treia dezbatere a fost o dezbatere încinsă și marcată de aceeași absență a primarului în funcție Bolosevici, o absență care de fapt se prelungește de aproape 4 ani de zile. A fost un primar absent, acum este un candidat absent. A tratat cu lipsă de respect ploieștenii timp de 4 ani de zile, a tratat ploieștenii cu lipsă de respect în această campanie timp de o lună de zile. Mesajul absenței lui în ultimii 4 ani din viața Ploieștiului trebuie să fie un mesaj foarte clar. Ieșiți la vot pentru schimbare, acesta este lucrul cel mai important. Dincolo de înțepăturile politice între contracandidați, până la urmă, acești contracandidați care au fost aici, în fața sălii, în fața ploieștenilor, au avut curaj, deși nu este comod pentru nimeni, dar au avut curaj să vină în fața ploieștenilor, să dezbată, să se înțepe unul pe altul, să-și prezinte proiectele. Mergeți la vot pe 9 iunie, pentru că schimbarea nu este posibilă decât prin votul fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc! Suntem la a treia dezbatere, avem din nou un mare absent, îl avem pe domnul Bolosevici, care este în altă parte. Ca de obicei, el tratează cu o lipsă totală de respect ploieștenii, ne tratează și pe noi, pe toată lumea. N-a avut proiecte, el a fost absent la primărie, este absent și în dezbateri, n-are ce să povestească. A început să vină cu niște proiecte relevante pentru care ar trebui să-și ceară scuze în avans că nu este în stare să le pună în aplicare și oricum habar n-are să le pună în aplicare. Îl așteptăm la a patra dezbatere și sperăm totuși că o să aibă un minim de decență să apară în fața ploieștenilor. În seara asta a fost destul de încinsă atmosfera. S-a vorbit și despre proiecte, am încercat să aducem niște proiecte în fața ploieștenilor, unele dintre ele, zic eu, destul de relevante. Eu am vrut să vorbesc foarte mult despre partea de termie, este totuși un subiect care ne doare destul de tare și este practic domeniul care înghite cei mai mulți bani din bugetul local. Vă așteptăm și data viitoare și pe 9 iunie haideți la vot! Da, practic fiecare candidat s-a profilat. Acum o să fiu puțin răutăcios, dar asta e adevăr. Domnul Săraru vrea să fie profesoral, dar din păcate are proiecte de genul să fie bine, să nu fie rău. Domnul Ionescu este tehnic, dar din păcate nu e chiar vocal și nu e un politician abil. Asta e păcat pentru că e un tehnician foarte bun. Iar domnul Polițianu, ca de obicei, anticorupție și așa mai departe și acuze gratuite, inclusiv la adresa celorlalți candidați. Ideea este că ne-am conturat totuși cei care avem proiecte și cei care au numai povești. Și eu cred că domnul Ionescu subsemnat, avem niște proiecte care pot funcționa. La ceilalți, din păcate, sunt povești. Și atunci cred că alegătorii vor vedea și vor alege în consecință.